Conexiune istorică. În slujba maestrului. Toți au o luptă de dus, fie tânăr, fie răbătrân. În bătălie împotriva răului, fiecare are partea sa. Dragi prieteni tineri, când l-ați acceptat pe Hristos ca salvator, v-ați înrolat în armata sa? Ați lăsat stindardul Prințului Întunericului și v-ați așezat sub steagul însângerat al Prințului Emanuel? Ținta voastră, cea mai înaltă acum, este să demonstrați că sunteți soldați credincioși. Puterile Întunericului sunt aliniate împotriva voastră. Satana dorește să vadă că îl părăsiți pe conducătorul vostru. El ar fi foarte mulțumit să vadă că îl dezamăgiți pe cel care a făcut atât de mult pentru voi. Nu cedați ispitelor lui. Luptați cu îndârjire împotriva sugestiilor lui. Amintiți-vă că Dumnezeu Hristos și îngerii cei sfinți luptă împreună cu voi. Ioan spune: v-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și ați biruit pe cel rău. Dacă Dumnezeu nu le dădea putere copiilor săi să învingă, aceste cuvinte nu ar fi fost scrise. În puterea răscumpărătorului puteți fi mai mult decât biruitori. Regele hotărâse să-i instruiască pentru a deveni demnitari la curtea lui. Împreună cu alți tineri, în plus, urma să li se dea hrană și băutură de la masa lui. Însă ei știau că dacă ar fi mâncat de la masa regelui și ar fi băut din vinul lui, capacitatea lor de a distinge între bine și rău s-ar fi tocit. Ar fi fost incapabil să obțină educația care i-ar fi făcut niște demnitari de succes. Nu ar mai fi apreciat cunoștința pe care le-o dădea Dumnezeu. Ei s-au hotărât să rămână statornici la principii și să mănânce și să bea pentru slava lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a onorat loialitatea. El le-a acordat înțelepciune și pricepere, iar la sfârșitul perioadei de studiu, când împăratul i-a examinat, i-a găsit de 10 ori mai destoinici decât toți sfrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui. Este privilegiul vostru, privilegiul pe care mulți nu îl au, acela de a ști ce înseamnă hrana sănătoasă, o hrană care va aduce sănătate trupului și minții. Faceți din mâncarea și din băutura corespunzătoare parte integrantă a religiei voastre. Astfel vă veți așeza acolo unde Dumnezeu vă poate face în stare să distingeți binele de rău. Dumnezeu i-a dat fiecărui tânăr posibilitatea de a-și dezvolta darul vorbirii. Acesta este de cea mai mare importanță, pentru că Dumnezeu declară: căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Fie ca vorbele tale să fie dătătoare de viață, arătându-l și altora pe Mântuitorul. Fie ca ele să aducă raze de soare în locul tristeții, armonie în locul ostilității. Nu spune nimic ce nu ai spune dacă ar fi de față Iisus și îngerii. Nu rosti niciun cuvânt care să stârnească vrajbă în inima altuia. Oricât de provocat ai simți, rețineți cuvintele pripite. Dacă ești precum Hristos în vorbire și în acțiune, aceia care se asociază cu tine vor fi binecuvântați. Cuvintele și faptele neprihănite au o putere de influență spre bine, mai mare decât toate predicile care pot fi ținute de la amvon. Hristos dorește să-i folosească pe tineri în serviciul său. El are nevoie de misionari. Câmpurile nelucrate din toată lumea strigă spre cer pentru lucrători. Dacă tinerii îi se vor consacra lui Dumnezeu, El le va oferi înțelepciunea și știința, pregătindu-i pentru slujire. Dacă se vor dedica slujirii lui, El îi va transforma în vase de cinste, în care să poată turna prețiosul său ulei al Spiritului Sfânt, care să fie împărțit și altora. Mâinile care îl ajută pe Dumnezeu, aceasta va fi dacă vă predați lui. El vă va ajuta să vă croiți drumuri drepte pentru picioarele voastre. Dragi tineri, Dumnezeu vă iubește, El dorește să vă salveze. El vrea să aveți succes în viața pe care v-a dat-o.
dacă lăsați viața să vă scape printre visări deșarte, dacă ați așezat ca temelie lemn, fân și paie și totuși vă pocăiți, veți fi salvați. Unde vă este comoara? Toată eternitatea va fi martora pierderii voastre. Dar nu sunteți singuri în lupta împotrivirii răului. Dacă ar fi dată la o parte cortina, ați vedea îngerii cerești care luptă pentru voi. Aceasta este lucrarea lor, să-i păzească pe cei tineri. Nu sunt oare toți duhuri slujitoare trimise să îndeplinească slujbă pentru cei ce vor moșteni mântuirea? De 10.000 de ori, 10.000 și mii de mii de îngeri îi slujesc pe tineri. Pe măsură ce înaintați pas cu pas, adăugând credinței voastre virtute și virtuții înțelepciune, Dumnezeu va fi cu voi și nu veți cădea niciodată. Atunci când lucrați pentru a aduna, Hristos va înmulți. El vă ajută pe măsură ce vă luptați pentru cununa vieții. Luptați cu corectitudine. Slujiți-i lui Dumnezeu cu inima, cu mintea, cu sufletul și cu voința. Apoi când Hristos va veni să-și adune nestematele, vă va primi cu cuvintele: veniți, binecuvântații Tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Istoria lui Daniel și a tovarășilor lui este o ilustrare a ceea ce pot deveni toți tinerii care se află în serviciul lui Dumnezeu. Întrebări pentru reflecție. L-ai acceptat pe Hristos ca mântuitor al tău? Atunci a cui slujire ai părăsit-o și în a cui armată te-ai înrolat? Ce dorește Satana? În schimb, tu ce ar trebui să faci și să-ți amintești? Cum ai putea deveni mai asemănător cu Daniel și cu tovarășii lui? Care este privilegiul tău și ce ar trebui să facă parte din religia ta? Cât de mulți aleg să se bucure de acest privilegiu? Descrie ce cuvinte ar trebui să folosim, ce dorește și ce are nevoie Hristos. Ce le va da Dumnezeu tinerilor dacă ei li se vor consacra lui? Ce poți deveni dacă îi te predai lui Dumnezeu? Ce trebuie să faci dacă dorești să auzi în ceruri într-o zi urarea de bun venit din partea lui Isus? Istoria lui Daniel și a prietenilor lui este o ilustrare a ceea ce pot deveni toți tinerii care se află în serviciul lui Dumnezeu. Tu ce alegi? Cui vrei să-i slujești?